Fraților, weekendul ăsta am petrecerea borilacilor. Haideți cu mine. Bănesc că ești pregătit să mergem la petrecerea boilacilor? Normal, sun acum băieții și mergem cu toții. Să știi că tu nu vii cu mine, Ionasca? Păi mi se fiu cu minte. Prietenul care nu vrea să apară în vlog? Prietenul care nu vrea să apară în vlog? Hai să așa, hai cu mine. Acolo e băutura. Acolo, la traistă, ca la țară. Bănescule, dar unde sunt femeile? Bă, îmi păr bagaj, că am înțeles că ai o mașină mare. Ce faci, Pisi? Oame! Cu e mașina, Maricule? Mașina este de 5 sășiși, Bunescule. De ce? Are 5 cai frumoși? E o mașină elegantă. Îți faci treaba de mine cu ea, e mare, spațioasă, accelerează, este un GT de la frumos. Are 160 de cai sau ceva de genul. Motor de 2 litri diesel ache. Rachetuță. Adică când apeși butonul sport, m-am apăsat eu acum. Hai să vedem. Se întâmplă asta. Scurt update, are 180 de cai, nu 160. Ne-am uitat pe talon. Bam, bam! Am ajuns la destinație. Băieții se echipează, luăm bagajele și mergem să vedem unde ne cazăm. A fost ideea lor, ei au găsit locul, ei au rezolvat tot. De ce, domnul Bunescu? Nu știu, stai să ajungem să vedem ce cazare șmecher am luat. Am văzut-o doar din poze. Așteptările noastre pentru acest weekend? Mari! Ultimul etaj, boss. 8. Salut, Alex Ciucă. Domnul Bichi, vrei să ne prezentați apartamentul? Da, this is my crib. Umila noastră casă. Hai, Bunescule, ne prezinți casa? Păi nu știu, hai să vedem ce am văzut din poze. Băi, Bichi? Trebuie să băgăm... Cavalerul de onoare? Bichi, hai, tu l-ai găsit. Momentan să faci un pic de lumină aici. Lumină din lumină! Mamă. Asta e balconul, aici e cada. Aici e cada. What the fuck? Avem jacuzzi, mă? Bă, ești nebun? Ia, vină pa. Ia, uite-l pregătit deja. Vai de... Și e călduță. Mă, man! Avem și priveliște de mare, o să ridic drona de aici. Sausage fest. Bambu, ego, valuri. Deci avem toată pițiponceala la doi pași. Și loftul nu se vede de-aia în față. Hai, Bichi. Hai, Bunescu. Prietenul care nu vrea să apară în vlog? Avem o baie aici. O baie. O baie aici. O baie. O cameră aici. Masă de călcat, ia uite, pentru că mășele alea, băieți. Plină la pat. Mamă. Eu dorm cu Bichi în cameră, deci da, avem nevoie. Așa. Mă. A se nota că Bichișor s-a gândit la mine și mi-a luat Pepsi. Bunescu e cu noi și de-aia există și această licoare dubioasă. Și avem aici un romuleț. Captain Morgan. E ediție specială ceva sau? Hai noroc băieți, hai noroc băieți, hai, trăiască! Frate, cât de aromată e chestia asta! E bine! Mamă, cum e! Bă, gata mă, știu! Zici că e cozonac! Da mă! Zici că e cozonac, frățioare! Avantajul de a sta la penthouse e că poți să ridici drona din balcon fără nicio problemă. Îmi pare că n-am mai filmat mare lucru, dar am stat la niște romuleți. Mi-am dat seama de tovarăși care nu vrea să apară în vlog, mi-a zis să nu mai zic la romă romuleți, că vede un țigănuș mai mic când zic romuleți. Tovarăși care nu vrea să apară în vlog. Deci fiți atenți, fază. Mi-am dat seama de o chestie. Că astăseară oricum nu o să
filmez cine știe ce, probabil că o să mă pilesc și o să zic totul de tâmpenii. Tovarăș care vrea să nu vrea să apară în vlog, nu mai bate nușe că o să apară în vlog. Uite-l pe Bunescu. Sexy motherfucker. Ideea e în felul următor. O să renunț la microfon, adică nu o să mai trag deloc adică sunet. Și o să-mi pun obiectivul ăsta Blanao, cu care am filmat cadrele alea super cinematografice în vlogul de alaltă ieri. Băi, tovarășul care nu vrea să apară în vlog. Calmează-te! House, stai mei, iubesc. Și mâine mai vin doi nebuni și o să-i vedeți. Îi știți? Îi știți din vlogurile, din multele vloguri pe care le-am făcut aici pe canal? Îi știți? Și chiar scrieți-mi în comentarii dacă ghiciți cine va veni mâine. Sunt doi tovarăși foarte buni care vor veni mâine. Chiar sunt foarte curios dacă ghiciți. Și asta e pe obiectivul ăsta super luminos și super cu zoom, cu blur. Eu nu înțeleg foarte bine tehnicalitățile astea, știu doar că obiectivul ăsta e foarte tare. Animalelor. Ok, trecem pe ăsta. Bum! Apropo, eu am mai răspuns la niște comentarii asta seara, acum până m-au luat ăștia la înjurători că în loc să stau cu ei răspunde la comentarii. Îmi pare că n-am mai răspuns în ultima vreme la comentarii, dar a fost un volum foarte mare. Filmează, editează, efectiv n-am mai avut timp să răspund la comentarii. O să răspund în zilele ce urmează. Și clipul pe care l-am făcut cu Ionesca, în care ea mi-a plătit toate surprizele, a trecut de 10.000 de vizionări, de vizualizări, de views.